mulțumindu-vă tuturor pentru prezența dumneavoastră aici, pentru această primă ediție a evenimentului Rendezvous au Jardin, pe care am decis să începem cu această expoziție de Land Art, pentru care le mulțumesc celor 52 de artiști care participă cu operele lor și care au dat o nouă viață acestui domeniu care mi este atât de drag și de care mă leagă atâta sânge și rădăcini. Vă mulțumesc că ați venit și în același timp mulțumesc și comunității franceze care este reprezentată aici de mai mulți dintre membrii ei și, bineînțeles, de doamna ambasador Laurence Auer, pe care am să rog să spun și din ei câteva cuvinte, pentru că nu se putea ca în această seară în care celebrăm un eveniment european lansat de Franța să nu fie prezentă și ea alături de noi. Mai ales în acest domeniu pe care Ion Ghica l-a vrut ca o oglindă a francofiliei române, a francofiliei lui, în primul rând, și a familiei lui, dar a tuturor românilor luminați, intelectuali și educați, care fusese în Franța la studiu și care, bineînțeles, au venit înapoi cu toții ca să construiască unirea principatelor și mai departe. Ion Ghica a vrut ca această grădină să fie un paradis. Și acest Rendezvous au Jardin, care în fiecare an are o temă, în acest an tema este cunoașterea și transmiterea cunoașterii. Ori, ce poate fi în subconștientul umanității noastre mai legat decât aceste două concepte, grădina și cunoașterea? Paradisul este grădina în care omul a fost pus și unde a descoperit cunoașterea. Arborul și arborul este în centrul acestei expoziții de Land Art pe care o veți descoperi. Arborele este simbolul și al vieții, dar și al cunoașterii. Viața spirituală, viața materială, fructele lui sunt fructe simbolice pe care Adam și Eva le-au gustat și de atunci omul a devenit un prototip al ființei cunoscătoare. Și deci nu puteam să nu gândim această expoziție în primul rând în natură, între pomi. Cunoașterea este acum printre primele priorități pe care le are România, cunoașterea și transmiterea cunoașterii, educația. Și deci sper că această expoziție să aducă încă o piatră la acest edificiu al cunoașterii pe care să o transmitem generațiilor care ne succed, copiilor pe care îi văd prezent astăzi, copiilor cărora le-am oferit două workshop-uri astăzi și ieri, după masă. Și, în fine, sper că această prima ediție a Rendezvous au Jardin să nu fie nici ultima și sper că vă mai pot vedea la anul tot aici printre noi cu aceiași actori sau alții sau mai mulți actori, o expoziție pluridisciplinară, de ce nu? Dar, în tot cazul, arta este o cunoaștere a subconștientului, este o cunoaștere a noastră însăși, înșine și este cunoașterea Universului. Prin artă accedăm la Univers, la universalitate. Și le mulțumesc în colectiv celor 52 de artiști pe care, dacă i-aș numi, am petrece cam o oră. Dar, în orice caz, o să-i descoperiți când veți vizita expoziția și vă recomand cu căldură să intrați și în interior, să vedeți în ce mod extraordinar și-au însușit spațiul acesta neconvențional al șantierului.
Și le mulțumesc încă o dată, îi primim cu mare drag și în anii viitori, în edițiile viitoare ale acestei manifestări și îl rog în continuare pe domnul primar Marius Caravețeanu să ne spună două cuvinte pentru că este și el gazda noastră de astăzi. Mulțumesc, vă spun bună seara și eu. Într-adevăr, un moment emoționant pentru localitatea noastră, așa cum mare parte de asta știți și jurile orașului se învârte în jurul personalității celui care a fost invitat. Și de această locație mă leagă foarte multe amintiri și din această cauză probabil se simte ușoară emoție în glasul meu. Nu pot să uit că în urmă cu 40 de ani jucam petita în fața ascunsele în acest parc. E greu să uiți că acum 30 de ani, în decembrie, plimbam soția prin zăpada până la genunchi, unde sunt zăpezile de altă dată. Și e greu să uiți că în urmă cu în jur de 10 ani, doamna Bosidica s-a adresat cu o cerere de retrocedare, după ce devenise în primar. Și nu pot să uit că pe actul de retrocedare există semnătura primarului orașului Răcari și, bineînțeles, a secretarului orașului Răcari, Marius Caravețeanu și Ion Octavian. Sunt câteva din momentele de care mi-aduc aminte acum și care mi-au trezit emoție, dar n-aș încheia când a evoca un moment trăit în urmă cu ceva vreme, câteva luni de zile, și acesta s-ar traduce prin primirea unei scrisori din Germania, în care un cetățean german mă ruga să pun o legătură cu doamna Ghica, pentru că în valiza bunicii sale a găsit un document din care reieșea că bunicul lui a murit în decembrie 1916 pe domeniul Ghica. I-am răspuns, i-am dat datele de contact, sper că la un moment dat să facă pașii acești demers. Vă felicit pentru seara de astăzi, pentru zilele organizate pe domeniul Ghica, vă doresc succes în continuare și până data viitoare să auzim numai de bine. Doamne! Colectivul de artiști care participă la expoziția de astăzi s-au rugat ca și un reprezentant al Cabinetului de Arhitectură, Șerban Sturza, care ne cântă cu realizările sale și când va fi gata, bineînțeles că va fi și mai la onoare, să ia cuvântul să ne spună două vorbe. Deci invit pe arhitectul Ovidiu Serbie, care este responsabil în Cabinetul Șerban Sturza de acest șantier. Bună ziua! În primul rând vă mulțumesc pentru prezența în această sâmbătă în fericire fără ploaie. Și în primul rând și în al doilea rând să mulțumesc atât doamnei Irina Bosidica pentru deschiderea pe care a avut-o la propunerea domnului arhitect Șerban Sturza, șeful proiectului de arhitectură și al proiectului complex, de fapt, din cadrul parcului Ion Ghica, pentru deschiderea pe care și, în final, amabilitatea de a primi echipa de artiști, cei 52 de artiști conduși de Dumitru Vârji, care, spre bucuria noastră a atelierului de arhitectură, și-a însușit foarte bine spațiul pe care acum, într-adevăr, încă este un proces intermediar de și restaurare și transformare a unor spații pe care l-am găsit, din păcate, nu foarte bine conservate odată cu trecerea timpului și ce am reușit să salvăm din, mai ales din corpul vechi și anume acel tavan casetat pe care îl puteți observa dacă parcurgeți conacul. Am dorit să păstrăm de fapt o memorie a locului și în același timp să redăm spații care să fie și să fie adaptate utilității din zilele noastre și de aceea veți găsi o polivalență a spațiilor, mai ales în zona estică, în zona dinspre Răsărit, unde descoperim un spațiu mult mai amplu și deschis atât pe orizontală cât și pe verticală, care se bucură de lumina soarelui care spală cam tot spațiul până la subsol, devenind astfel un spațiu unitar. Și mă bucură foarte mult să observ că artiștii au contribuit și mai mult la valoarea acestui spațiu.
Și în ultimul rând aș dori să remarc faptul că în România avem un număr, din păcate, din ce în ce mai mic de conace care au reprezentat la sfârșit de secolul XIX și, de fapt, de-a lungul istoriei României, un punct aproape la fel de important precum mănăstirile din România. Pentru că în jurul lor, în jurul acestor conace, s-au dezvoltat comunități, s-au dezvoltat inclusiv aceste parcuri care aveau un rol și aveau o amplasare foarte bine gândită strategic. Erau de obicei fie pe un deal, fie lângă o apă. Deci au o importanță foarte mare pe care noi trebuie să o redescoperim și să investim atât timp cât și valoare și valoare financiare și nu numai, pentru a le recăpăta într-un final utilitatea în cadrul comunității. Și cred că acum încă nu suntem conștienți de ceea ce ele ne pot oferi tocmai și prin aceste evenimente pe care sau de care ne bucurăm astăzi. Și de aceea dorim încă o dată să o felicit pe doamna Irina Prostibica pentru că a avut curajul să înceapă un astfel de proces lent, într-adevăr, pentru că o restaurare a unui conac este un proces foarte lent atunci când dorești să extragi cât mai mult din seva monumentului și nu pot decât să o felicit. Ion Ghica vrea ca această grădină să fie un paradis, spuneam. Și acum este într-adevăr un paradis al cunoașterii și al artei, grație acestor artiști pe care le-am invitat în această seară. Și dau cuvântul lui Dumitru Burgi, care este coordonatorul acestor două grupuri de artiști, DM3 și Etaj, pe care îi veți admira peste câteva minute. Bună seara tuturor! Suntem onorați, în primul rând, de prezența tuturor aici, la evenimentul nostru. Aș vrea să completez și vă spus să mulțumesc, doamna Irina Prostibica, aș vrea să completez că nu sunt coordonator alături de mine în organizarea evenimentului, a fost Mircea Modreanu, care este Sfânta Noastră, care a venit să vină aici lângă mine, și Irina Schileru, pe care o invit și pe ea să vină aici lângă mine, și aș vrea să invit și pe toți artiștii ca să-i vedeți. Și vă rog, toți cei care sunteți, toți artiștii care sunt prezenți aici, aș vrea să veniți aici lângă noi. Pentru că a fost un mare efort să venim în București, să aducem lucrările, atât al nostru, al organizatorilor, dar și al artiștilor, efortul personal de a renui această expoziție. Și mă bucur că, până la urmă, am zis-o la bun sfârșit. Și, prin urmare, nu pot decât să sper că veți avea o experiență minunată aici, așa cum avem și noi în acest moment în fața voastră. Mulțumim frumos tuturor! O seară frumoasă! Această expoziție a fost făcută și cu sprijinul unei instituții culturale care, dar în lungul anilor, din 1939 încoace, a avut adeziunea publicului fără niciun fel de rezervă. Este vorba de Muzeul Țăranului Român. Și invit la microfonul pe directorul acestei instituții remarcabile, domnul Virgil Niculescu. Mulțumesc! Excelența voastră, doamnă ambasador, Ioan Săuie, domnule primar Marius Caragățeanu, dragă prietenă Irina Prostibica, domnilor și domnilor, probabil că vă întrebați ce caut eu aici, dincolo de faptul că fiind istoric am fost fascinat de personalitatea lui Ion Ghica și nu am înțeles niciodată, pentru că am învățat istorie timpul regimului comunist, n-am învățat niciodată de ce comuniștii au ocultat personalitatea lui Ghica. Ghica, alături de frații Bălcescu, de frații Golescu, de
Franții Brătianu, de Rosetti, ei sunt cei care au construit România modernă. România de la 1948 nu ar fi existat fără acești oameni. Și fără îndoială nu ar fi existat nici Unirea Principatelor și n-am fi vorbit despre România ca stat independent și suveran dacă acești oameni n-ar fi fost. Chiar n-am înțeles de ce. Bun, am niște explicații, dar nu stă acolo de acum. Ion Ghica a fost un om cu un rol covârșitor în istoria României modernă. Și, spre deosebire de alte proprietăți istorice din România care au fost restituite proprietarilor lor de drept sau urmașilor acestora, acest domeniu de la Ghergana a avut norocul uriaș să fie redobândit de cineva care a știut ce să facă cu acest domeniu. Ilia Vosibica are o viziune pentru viitor, nu doar că înțelege ce s-a întâmplat în trecut. Ea știe ce ar trebui să devină acest loc în viitor. Un loc de cultură. Aici, cred eu, este cumva legătura și cu instituția noastră, Muzeul Național Țăranii Române. Muzeul acesta este o instituție despre cultura tradițională românească, dar este o instituție dedicată viitorului. Și încercăm să facem acest lucru prin tot ceea ce promovăm noi. Între altele, mai de curând, avem și un spațiu care se numește MNCR plus C, adică Muzeul Național Țăranii plus contemporan, și pe care l-am dat în grijă domnișoara Irina Schileru. Avem speranța că artiștii care sunt aici, nu toți sunt la prima tinerețe, nu sunt la a doua, vor avea posibilitatea să expună la noi, pentru că investim în ceea ce înseamnă cultura de mâine. Promovând cultura tradițională românească, noi totodată investim în cultura de mâine. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici vă rog să fiți alături și de un muzeu cum este Muzeul Național Țăranii Române. Mulțumesc pentru călduroasele complimente. Virgil, cu care ne cunoaștem de aproape 30 de ani, de când eu am venit pentru prima oară din Franța ca expert într-un proiect fare pentru a ajuta România. Și acum, la bon bouche, un mic cuvânt din partea doamnei ambasador Laurent Sauer, pe care am să-l traduc în român. Monsieur le maire, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers artistes et surtout chère Irina, merci de m'avoir invité pour cette première édition de Rendez-vous au Jardin en Roumanie. Mulțumit pentru că am invitat-o în ceea ce este. Cet événement qui mêle patrimoine, jardin et qui permet de faire rencontrer le public avec des lieux dans lesquels on fait des, comme ici, des expositions artistiques, est un événement qui existe depuis 18 ans en France. Il est devenu européen et je suis assez fière de me rendre compte qu'il remporte autant de succès aujourd'hui avec votre présence. Il n'y a pas seulement ici cet événement, mais il est particulièrement intéressant de découvrir les artistes roumains jeunes. On ne va pas forcément les rencontrer, la période de la pandémie a été compliquée. Donc félicitations vraiment à tous et merci beaucoup chère Irina de m'avoir invité à dire quelques mots. Spunând că este încântată să vadă că un eveniment francez care a fost lansat în 2003 are atât succes în România și în întreaga Europa și se felicită de faptul că în acest moment putem admira patrimoniul, natura și arta și că speră ca
și în alte locuri din București și din România, unde se întâmplă evenimente astăzi, această îmbinare și simbioză să fie la fel de prielnică. Și poate că dumneavoastră, cei din public, veți avea ocazia să mai mergeți să vizitați și alte grădini publice sau private la București sau în alte locuri din țară unde se întâmplă evenimente. Vă mulțumesc!